Toate unitățile de învățământ din județ se pregătesc de sărbătoare. Inspectoratul Școlar Județean Sălaj anunță că evenimentul Zilele Învățământului Sălăjan, aflat la cea de-a 6-a ediție, va avea loc anul acesta în perioada 19-23 noiembrie. Una dintre cele mai importante activități este denumirea Bibliotecii Liceului Gheorghe Șincai din Zalău, după numele regretatului scriitor sălăjan Iuliu Suciu. După cum probabil știți, atât Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, cât și școlile din județ se află, ca să spun așa, în perla pregătirilor. Este vorba de cea de-a 6-a ediție a Zilelor Învățământului Sălăjan, ediție care se va desfășura în intervalul 19-23 noiembrie 2012. Printre activitățile ce vor avea loc în această săptămână, vreau să amintesc câteva. O prezentare de carte și de publicații periodice, organizată luni 19 noiembrie aici, în sala de ședințe a Inspectoratului Școlar Județean. Este vorba despre cărțile unor profesori, despre cartea regretatului Iuliu Suciu, Aforisme, cugetări maxime, o antologie apărută la editura Caiete Silvane, de cărțile Soților Croitoru, glosar de cuvinte regionale, aparținând graiului vorbit în satul Aluniș sau în satul Preoțești. Vor fi lansate alte numere ale revistelor, Gazeta Învățătorilor, Geografica, Școala Noastră, Școala Sălăjană, etc. Miercuri 21 noiembrie de la ora 12, tot în sala mare a Inspectoratului Școlar Județean, vor fi premiați olimpicii, și anume elevii care au obținut premii și mențiuni la Olimpiadele Naționale în anul școlar 2011-2012, și, desigur, vor fi premiați și felicitați și profesorii care i-au pregătit. Joi 22 noiembrie vor fi felicitați pensionarii, e vorba de cadrele didactice care s-au pensionat în anul școlar 2011-2012. Și tot joi va fi un simpozion interjudețean, Geografia Județului, Dezvoltarea Regională și Educația prin Geografie. Sunt invitați profesori din județele Maramureș, Satu Mare, Cluj. Activitatea va fi organizată de această dată la Colegiul Național Silvania Zalău, în sala festivă, orele 13:30. Casa Corpului Didactic Sălaj are și ea, în această perioadă, 19-23 noiembrie, organizate diverse activități. Este vorba de Cercul Literar al Cadrelor Didactice, de o dezbatere Biblioteca Spațiu de Atitudine, etc. De asemenea, și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Sălaj va realiza în această săptămână un număr de 103 activități prin intermediul consilierilor și a logopezilor școlari. În tot acest interval, 19-23 noiembrie 2012, toate unitățile de învățământ vor organiza și desfășura activități specifice. Cam acestea au fost lucrurile pe care am dorit să vi le prezint. Am vrut să fie și o retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul celor două săptămâni de când nu ne-am văzut. Și am mai vrut și să vă spun cam ce ar fi important și va urma săptămâna viitoare. Cam asta ar fi în linii mari. Câți olimpici vor fi premiați? Și ce premiile oferiți? Se dau și bani? Premiile sunt, da, și în bani. Vor fi o serie de agenți economici care vor contribui la premierea olimpicilor, instituția prefectului, Consiliul Județean și, sigur, orice alți sponsori care vor dori să realizeze acest lucru. Sunt în jur de 60 de oameni. Și e vorba și de premierea celor doi elevi de la Colegiul
național Simeon Bărnuțu și Mleu, care a obținut media generală 10 la bacalaureat, și de 5 elevi care au obținut media generală de admitere în clasa a 9-a. 5 elevi, 3 de la Simeon Bărnuțiu, 1 de la Mihai Eminescu și 1 de la Gheorghe Lază. Da, pentru că... Ați finalizat raportul privind starea învățământului de anul școlar 2011-2012. Da, a fost, s-a întâmplat, mai mult. Puteți să ne dați? Da, pot să vin, da, pot să vin trimit în formată. În octombrie a fost prezentat raportul. Deci a fost trimis mai întâi la minister, pe urmă a fost o ședință cu directorii unde a fost prezentată starea învățământului, mă rog, noutățile care le aduce anul acesta, ce s-a întâmplat în anul trecut și... S-a arătat să-l puneți pe site, să avem toți acces la el, că se mai punea în anii trecuți informațiile din raport. Da. Acum, asta nu mai e un eveniment de dată recentă, dar dacă doriți să... Nu, noi n-am primit informațiile din raport. Dar ni s-a anunțat ședința respectivă și prezentarea raportului pentru conferința de presă. Și ai informațiile. La activitățile pe care le organizează Inspectoratul Școlar Județean ați fost invitați și veți fi invitați și urmează ca și săptămâna viitoare să primiți invitații pentru zilele învățământului Sălăjan și în invitațiile respective veți avea toate activitățile care se organizează în săptămâna respectivă și inclusiv activități pe care le organizează școlile, fiindcă sunt foarte multe activități organizate de școli și unele, zic eu, sunt chiar importante și interesante. Mă gândesc aici la faptul că biblioteca de la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai, mă rog, acum este Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, va primi numele profesorului Iuliu Suciu. Aceasta e o activitate care se va desfășura marți, ora 13, în 20 noiembrie, în acest an școlar, în anul curent. Ideea este că eu vreau să vă prezint știri, evenimente, lucruri care sunt de strictă în actualitate. Nu știu dacă mai pot veni cu lucruri care au fost în urmă cu 3 săptămâni sau o lună. Da. Știți, noi am tot insistat și în anii trecuți, cum se fac rapoartele de inspecție la cele 3 școli. Dacă ați putea să ne aduceți și nouă în următoarea conferință concluzii. Da. Nu ne rezumăm doar la anunța inspecții. Să vedem și ce se constată. Am să discut. Simpla inspecție chiar nu interesează pe nimeni. Bun, interesează doar... Oricum nu e o simplă inspecție, pentru că se face un raport detaliat pe arii curriculare, pe discipline, pe domenii. O simplă dată am primit, când era doamna Ciudre, purtător de cuvânt, cu calificativele luate pe domenii. Da, se prezintă calificativele la fiecare domeniu, la fiecare arie tematică. Da, se poate. Nu e o chestiune secretă. Dar vreau să știți că aceste inspecții chiar se fac în mod serios și că principalul scop este de a încuraja, a sprijini cadrele didactice și a contribui la ameliorarea calității activității didactice, pentru că activitatea de inspecție școlară este de îndrumare și control. Ideea e de a ajuta cadrele didactice, a vedea unde mai sunt puncte slabe, a face niște recomandări, deci se constată punctele slabe, se fac niște recomandări,
se dau niște calificative și după un an de zile, așa cum am zis că se va întâmpla și la Pana Blenchi și la Gârgău și la Letca, se verifică dacă s-au îmbunătățit acele aspecte care nu funcționau așa cum trebuie.